Bine v-am găsit, dragilor, o nouă ediție de Sport Arena la zi. Dacă este vineri, stăm de vorbă despre meciurile din Conference League. Mai avem două echipe românești în această competiție europeană, care au făcut ceva rezultate aseară, mai bune, mai puțin bune, aflăm de la colegi, dar stăm de vorbă și despre meciurile din Superliga, din etapa care urmează să se înceapă la finalul emisiunii noastre. Ionuț Florea și Dacian Varga alături de mine aici, în bancă, prietenii mei. Supărare, mare supărare. Bine, ați revenit. Să încheiem săptămâna la fel de spumos pe cum am început-o, nu? Albaștri de supărare sunteți amândoi, veniți în uniformă, n-am văzut ca voi. Dacă suntem prieteni normal, ne vorbim înainte. Mi-a zis, te îmbraci negru, zic da, și am venit în alb. Da, bun, vă înțelegeți foarte bine. Bine că nu m-a mai sunat aseară, deci aseară nu m-a sunat. Cred că a fost la alergat. Doar când e supărat și vrea să analizăm partidele mai amănunțit. Aseară a fost mulțumit de rezultat, cel puțin cel de-al doilea. Pentru că despre primul Alis sunt puține lucruri de spus. De fapt, ar fi multe, dar ne abținem și spuneai la un moment dat că avem două echipe încă în competițiile europene. Eu cred că avem una, pentru că una doar face act de prezență. Una și un sfert. Una face doar act de prezență și stau și mă întreb, care este obiectivul tău ca echipă să-ți dorești să ajungi într-o competiție europeană unde este vitrina oricărei formații și să te duci și să tratezi de maniera în care FCSB a ales să trateze această competiție și vine cu un scor care face echipa aceasta de rușine și istoria ei, pentru că se tot dorește și se pune monedă că ar fi continuatoarea istorică a marei echipe a Stelei. Din punctul meu de vedere, la cum se prezintă, nu are nicio legătură FCSB-ul de aseară cu echipa Stelei din 1947. Ar fi ușor ciudat să aibă o legătură, luând în considerare faptul că au trecut niște ani mulți, dar asta e, ce să facem, lucrurile au evoluat, pare să că nu în bine neapărat, dar da, a fost un scor de 5-0 pentru o echipă despre care înainte foarte mulți aveau așa păreri împărțite, o subestimau din multe puncte de vedere, dar și contextul a fost de altă natură. Zi-mi, Dacian, nu ești de acord, ce s-a întâmplat? Nu cred că în Conference League poți să subestimezi un adversar. Mă refer la opinia publică. Nu prea știam general multe despre ea, Dacian. Poate la fel cum să nu știam multe nici despre cei din Kosovo. Corect, asta corect. Ca dovadă, au 4 puncte. Aseară au reușit să câștige în deplasare. De asta spun pentru... Ce ar fi de spus despre FCSB? Că de aici am mai bine nu se prezentau cât se termina 3-0. Asta vreau să te întreb. Dacă nu te 5, prezi... era 3-0... Da. Asta era. Mai da, nu, e de neînțeles, sincer, părerea mea. Nu, chiar nu înțeleg. Mă gândesc totuși că dacă FCSB-ul stătea mai bine în campionat, atunci sunt fer convins că mergeau cu prima echipă. Nu, dar există un paradox. Ai odihnit în campionat jucătorii pentru cupele europene, acum îi odihnești în cupele europene pentru campionat. Pentru a intra în grupe. Pentru 3 milioane pe care i-ai obținut până acum? Cred că mai mult de 3 milioane. Păi calificarea în grup înseamnă 3 milioane. Ai avut și din bilete, ai avut și... Crezi că o să mai ai din bilete la următoarele meciuri când tratezi competiția de așa natură încât păi îi faci pe suporteri să se simtă umiliți? Vine să-i vadă pe acei fotbaliști. Probabil. Cred că vine pentru FCSB. Da, am văzut o declarație a domnului Becali în care a spus că când joacă acasă o să joace cu prima echipă. Cu toate că, din punctul meu de vedere, nu. La o echipă nu poți să spui că ai prima echipă și a doua echipă. N-ar fi cinstit să împarți așa lucrurile, te referi? Da, nu. Nu cred că este ok să împarți în două echipa. Prima echipă și a doua echipă. Adică e mai bun cu ea mai slab, cam așa sună. Dar au pierdut de o manieră categorică, adică fără drept de apel. Apoi n-am înțeles o declarație a domnului Dic în care a spus că pierdeau 3 zile. Nu se antrenau 3 zile. Pierdeau 3 zile pe drum. Deci au mers pe jos? Adică acolo nu poți să faci antrenamente sau cum? Da, înainte, cel puțin știu eu, în Europa exista un antrenament oficial care se făcea normal pe seară. Așa, și acum există. Și acum există. Ăla nu se consideră antrenament? Ba da, și plus am fost și eu în competiții europene și cine nu intra în lot, da, făcea un alt antrenament. Sau făceau suplimentar. După ce se termina antrenamentul, ei mai rămâneau și făceau suplimentar. Vezi că noi am mai zis ceva, Dacian, și tu ai subliniat de foarte multe ori. Nu este cel mai bun antrenament jocul în sine? Ba da, dar acum cred că
și-au pus amprenta pe campionat, pentru că nu au început bine campionatul și au spus să nu obosească jucătorii. Ok, nu am înțeles de ce nu ai băgat de la început pe Bilel. Adică... Era obosit deja, probabil. A jucat 45 de minute, avea nevoie de meciuri. Nu? Ți se pare că există o logică la ceea ce înseamnă FCSB în zilele noastre? Adică hai să pornim puțin de la discuția aceasta a antrenorului Nicolae Digă. Este în presă și spune, eu decid, eu fac echipa. Ce se întâmplă înainte de meciul din etapa trecută pe care îl câștigă cu FC Argeș? Patronul FCSB-ul iese și spune, vreau să joc cu doi atacanți, obligatoriu Omrani și Companiu pe teren. Ce se întâmplă la meci? Omrani și Companiu pe teren. În prima repriză, da, FCSB vine și spune, vreau slab. Să tratăm Conference League cu echipa a doua. Ce se întâmplă în Conference League? FCSB intră cu echipa a doua. Ție ți se pare că în condițiile acestea antrenorul mai are credibilitate în fața vestiarului? Îți asum când te duci la FCSB. Știm foarte bine. Exista vreun antrenor în care... Cred că e o care... excepție, da. A existat vreun antrenor în care să spună eu fac echipa, eu fac schimbările? Adică îți asum când te duci acolo, că în orice moment poate să... Și a ajuns deja ușor obositoare discuția asta, adică mi se pare că, ok, știm exact, a fost verbalizată intenția, a fost verbalizată maniera în care se lucrează, asta este situația, sunt deciziile oamenilor și cu asta basta. Antrenorul care exact. Se duce acolo își asumă. Bineînțeles. Adică știe unde adică se duce, nu cred că se duce la FCSB, nu știu, câine sur la vânătoare, să nu știe unde merge. Orice antrenor își asumă. Acum am văzut că îi părea rău că a lăsat așa mulți jucători acasă. Dar... Repet, nu înțeleg asta cu 3 zile obositor. Stai că nu știu, nu ai mers cu autocarul, totuși ai mers cu avionul. Și mai este un aspect. FCSB nu are o medie de vârstă ridicată astfel încât să pui accent atât de tare pe această oboseală acumulată după o treime din campionat. Și în primul rând, noi o certitudine că acum o să vorbim și... etapa care urmează, da. FCSB-ul cu Petrolul, da, n-ai o certitudine că cei de la FCSB, pentru că i-au odihnit pe cei 6-7 jucători, o să câștige acest meci. Dacă Doamne ferește, pentru ei o să piardă. Sau nu o să câștige. Și mai plec de la o declarație, ca să vezi cât de repede se schimbă lucrurile. Anul trecut FCSB, prin vocea patronului, spunea că îi mulțumesc lui Dumnezeu că vom juca anul viitor în Conference, vom face puncte și vom ataca Champions League cu coeficientul pe care îl vom face în Conference League. Acum vii și spui că nu te interesează coeficientul. Până da, poate s-o fi gândit la CFR, cu punctele care le fac CFR-ul. Da. Glumim acum, da. Fără discuție. Mi se pare că nu există totuși o gândire care să se mențină de la un sezon la celălalt. Întotdeauna lucrurile se fac pe repede înainte, întotdeauna se fac fără a avea o logică fotbalistică și rezultatele se văd, pentru că până la urmă FCSB nu strălucește nici în Liga 1, în Superliga, dar mi se pare, și în primul rând se pare că parcă au renunțat prea repede la conferență. Adică aveau 2 meciuri cu Silkeborg, da? Da. Dacă câștigau aceste 2 meciuri? Sau măcar 4 puncte să fi făcut. Să spui că nu pierdeai acolo și băteai aici. Bine, adică, mai poți câștiga acasă, dar... Asta spun, nu? Totuși ai jucat cu Anderlecht, ai jucat de la egal la egal. Adică puteai nici să prinzi locul 2. Raționament economic nu mi se pare că mai există, pentru că știm foarte bine că raționamentul economic era un factor definitoriu în ceea ce înseamnă filozofia domnului Becali, adică în ideea de a face mai mulți bani, de a trimite jucători ulterior în afară, dacă nu prin expunerea europeană, altfel da, cum? Nu poți să știi cum prindea un jucător de la FCSB. Clar. Atenția cuiva un meci foarte bun și creștea cota. Păi, am văzut posibilele stele în devenire la FCSB aseară pe teren. Mă refer la Tavi Popescu și la Miculescu, un jucător pentru care s-au plătit aproape 2 milioane de euro. Ți se pare că pot fi vânduți cei doi jucători la sumele pe care patronul le-a tot vehiculat în ultimul timp? Nu, în momentul de față nu cred că ar putea fi vorba de vreun transfer în momentul de față pentru Miculescu. Dar bine, oricum, abia a venit, iar Tavi Popescu este într-o scădere de formă. A crescut foarte repede, la fel cum a crescut, da? La fel de repede a și scăzut. Întrebarea mea e, cumva a crescut având în față adversarii slabi din Liga 1? Pentru că dacă ne uităm la ce a făcut la echipa națională, la parcursul european, el dar nu a avut. Eu nu mă refer doar că, nu știu, a driblat un adversar. Mie îmi place Tavi Popescu, doar că, nu știu, în momentul de față cred că nu se regăsește. Trebuie să...
trebuie să vorbească cineva cu el. Nu știu dacă a vorbit cineva cu el. Pentru că cred că este acum este și o mare presiune pe el. Eu cred că ar trebui să se liniștească, să spună, băi, indiferent de situație, trebuie să joci, să fii liniștit. Da, da, vezi că și-a pierdut locul de titular. Acum a jucat în această conjunctură, Cum și-a câștigat locul de titular? Nici el nu a fost titular de la început, da? A început 20 de minute, după aceea a jucat o repriză, a jucat bine și a prins titular. La fel și în momentul de față poate la fel să prindă un loc de titular. Doar, repet, acum parcă tot ochii sunt ațintiți asupra lui. Înainte când era, da, și mie când mi se era pare, la început... Mi se pare că e o presiune cumva... La început, împărțită din toate direcțiile. Nu contează ce întrebări, nu contează ce s-a întâmplat, minim două întrebări trebuie să fie despre Tavi Popescu. Păi și de unde pleacă toată adică, chestia asta? Adică, păi de la media pleacă, toată treaba asta. Da, pleacă de la patronul FCSB-ului, care a ieșit și l-a comparat cu tot felul de staruri. Ok, bun, și tu ai ieșit și ai comparat, dar în momentul în care, ulterior, că asta s-a întâmplat totuși acum ceva timp, Ionuț, nu s-a întâmplat alaltă ieri și acum dintr-o dată se vine acest val de întrebări. Adică dacă tu în permanență îți auzi numele, numele tău e pe buzele tuturor, astăzi, mâine, poimâine, în continuu, da, să-i dăm, să-i dăm credit acestui copil. Se pune întrebare de Tavi Popescu, indiferent ce se întâmplă, cine a căzut guvernul, ce s-a întâmplat, se pune o întrebare despre asta. Ori săracul, ai să dăm credit și copilului ăstuia. Pentru că are o vârstă, pentru că sunt absolut convinsă, pentru că se vede pe el că, din păcate, din punct de vedere emoțional, nu e stăpân pe sine, odată că și vârsta și poate eu zic că el acum în încearcă să află, facă mai mult decât poate. Ca să iasă în evidență, știi? Să șteargă... A ajuns la un nivel de burnout. Mie mi se pare că ceea ce definește burnout-ul este exact ceea ce îi se întâmplă lui Tavi Popescu în momentul de față. Muncă multă, presiune foarte multă, stres, oameni, pe lângă oamenii care, ok, vorbesc la televizor, cum vorbim și noi acum și numele lui pe buzele noastre, da? Pe lângă toate astea. Oameni care îi scriu în permanență. Toți acești factori contribuie la... sunt un factor de stres până la urmă. Alice, dar adică, dacă nu vrei stres, de ce te apuci de fotbal? Nu dacă nu vrei stres. Holland, care la 21 de ani a primit o petiție. Știi că în fotbalul englez, mai în glumă, mai serios, s-a făcut o petiție semnată de 400.000 de iubitori. Se fac multe, da. Că nu ar trebui expulzat de acolo. Holland, ce ar trebui să crede? Deci noi vorbim totuși de... Nu, compari greșit. Îmi pare rău, nu poți să compari educația. Te-a spus-o, Alice. Da, îmi pare rău. Mi se pare că compari greșit. Nu compara educația, nu compara sistemul, familia în care... hai, lasă familia, că nu intru în zona asta. Țara unde a crescut, ce a avut, ce are în spate. Nu compar nici nivelul. Comparăm Liga I cu fotbalul european. Da, adică el nu are cum să aibă o situație în asta de stres, pentru că ce crezi? El are ceva ce se cheamă PR manager și că el nici măcar nu se uită. Nu cred că a deschis vreodată Instagram în viața lui. Înțelegi? Sau dacă îl deschide așa, cum știm, sunt convinsă, dar de pe alte conturi, că știi că așa se practică. Și știu sigur că așa se practică. Iar ce înseamnă valul ăsta care vine peste el, e gestionat de altcineva. Tu ești... frumos cu mințel acolo la locul tău. Nu, cred că tău, una peste alta, cred că el trebuie să intre în teren și să... Exact. Și să treacă să peste. Să facă un joc bun la modul... Nu trebuie să ieși neapărat în evidență. Dom'le, trebuie neapărat să dau un gol sau o pasă de gol. Nu. Trebuie să facă un joc bun. Un joc bun muncească pentru echipe, să se dăruiască pentru echipă, să vedem la el, 2-3 alunecări, 4 de posedări, 7-8 pase bune, știi? Atunci. Și atunci, ușor, iar ți intri în mână. El cred că e puțin crispat acum și își dorește neapărat ori să dea o pasă de gol, ori să dea și atunci un gol, să facă ceva scripitor. Și atunci când ești așa crâncenat fix, atunci nu ți iese. Exact. Să se ocupe cineva, să nu fie o pierdere și să nu vorbim despre el peste câțiva ani, că s-a născut talent și a rămas speranță. Despre meciul celor de la CFR Cluj, au câștigat cu Slavia Praga la ei acasă un meci destul de greuț. Da, până la urmă au reușit să câștige în deplasare la cea mai bună echipă, cel puțin pe hârtie și nu doar pe hârtie, a acestei grupe. E adevărat că au avut în portarul Scufet un înger păzitor, Alice, pentru că trebuie să recunoaștem, este și cu puțin noroc acest mare rezultat pe care echipa lui Dan Petrescu îl obține, însă este un rezultat care dă încredere și readuce cu șanse reale în lupta pentru calificare, de aceea. Da, în lupta pentru calificare pentru toate cele patru echipe, pentru că
Știm foarte bine că toate echipele au 4 puncte. Cum ai spus și tu, Ionuț, norocos, dar până la urmă punctele contează. S-au apărat bine, mi-au plăcut o apărare foarte bună. Am văzut cu doi atacanți. Cam rar vedem la Dan Petrescu să joace. Aproape tot meciul, da. Da, au jucat cu doi atacanți tot meciul. Cu doi atacanți tot meciul. Îmi pare rău că pe final acolo avea posibilitatea Malele să facă 2-0 când a ieșit portarul neinspirat pe la 40 de metri, dacă înscria. Acum erau chiar pe primul loc, ținând cont de golaveraj. O echipă Slavia Praga foarte bună. Foarte, foarte bună. O să aibă un meci, eu cred că mai greu. Va fi greu să reușească o dublă victorie și la Cluj. Ar fi o adevărată minune, chiar dacă Dan Petrescu deja vorbea despre această minune și spunea că acest rezultat, Alice, este mai important decât victoria realizată în Scoția împotriva lui Celtic de acum câteva sezoane. Din nou un meci, un thriller european câștigat de CFR cu 4-3. Dar se înșela când spunea că doar Barcelona a câștigat acolo la Praga. Până la urmă, nu, a spus este... că crede că doar Barcelona și CFR. Au mai fost 3-4 echipe care au învins pe Slavia Praga. Dar, repet, una peste alta, eu cred că au făcut o partidă senzațională. Dacă ieșeau la joc, CFR-ul, eu zic că nu aveau nicio șansă. Până la urmă e de felicitat pentru felul în care au decis să abordeze partida, pentru că nici CFR nu putem spune că în campionat defilează, Alice. Chiar dacă au două meciuri mai puțin disputate și cu acele 6 puncte ar putea fi pe primul loc, au ales să meargă și să abordeze serios această confruntare europeană și să se întoarcă cu 500.000 de euro în cont aferenți victoriei. Și au intrat iar în calcule pentru a se califica. Nu e suficient să ajungi acolo și să te mulțumești cu prezența în grupe și să fii ciuca bătăilor. Și mai ales să spătezi blazonul european, cum s-a întâmplat în cazul FCSB-ului. CFR reușește să trateze diferit și până la urmă și cu puțină șansă, așa cum sublinia și Dacian, se întoarce cu 3 puncte și întâlnește Slavia acasă, i-ar fi suficient cred să nu piardă. Cred că este cea mai echilibrată. Exact. Cea mai echilibrată. Spuneai tu și de golaveraj și de puncte. Adică da, totul e la limită și totul ține și depinde de ce totul este la egalitate. Da. Nu știu, da. Parcă prima are cei din Kosovo, 7-7, apoi Slavia parcă este pe locul 2, dacă nu mă înșel, tot la fel. Egalitate peste tot. 4 puncte, la fel. 7-7, 5-5. Știu că CFR-ul are... Bătălie crâncenă 2-2, acolo. Adică 2 goluri marcate, 2 primite. Mi-aș dori să vedem un CFR și în retur la fel de bine pus în teren. Cred că dacă a reușit să câștige Dacian, ar lua o opțiune serioasă de calificare. Da. Bați principala... favorită de 2 ori. Pentru că apoi joci cu Kosovo. Și ultima etapă. Și ultima joci... Nu, cred că joci în Turcia și după aceea ultima etapă ai acasă cu Kosovo. Da. Iar Slavia Praga știm foarte bine că an de an și-au dorit să meargă cât mai sus. Indiferent că au fost în Europa League, acum în Conference sau și în Champions League. Mi-aduc bine aminte că au fost într-o grupă infernală. Barcelona, cu Inter. Bine, erau și alți jucători atunci, dar nu s-au făcut deloc de râs. Eu le țin pumnii celor de la CFR și celor de la FCSB, da? Pentru că mi-aș dori să câștige următorul meci de acasă, să acumuleze puncte pentru ei și pentru România, pentru că avem nevoie de puncte. Clar. Am avut și una caldă și una rece de dezbătut. Vă aduc înapoi în Superliga acum. Știu că sunteți foarte, foarte încântați, doar ce ați început să vă dați drumul la vorbă, dar cu siguranță avem ce vorbi. Uite acum, ieșim din emisiune și începe primul meci. Face Voluntari întâlnește acasă CS Mioveni. Și am avut câteva vorbe săptămâna asta și de la Liviu Cebotariu legat de această partidă. Și ce a spus? Ce se bine, spune? Nu? De bine, exact. Ne dorim cele 3 puncte, nu? Ne așteaptă un meci greu, un adversar dificil. Bine, asta oricum. Se știe că în Liga 1 nu cred că acum te duci... Nu mai e nicio echipă favorită dinainte. Nu mai există, exact. La câte s-au întors, la câte s-au răsturnat, toate meciurile sunt grele. Ținând cont că Fece Voluntar joacă acasă, vine după un parcurs bun, da? Vine după un parcurs bun. Mare obținut la Craiova. Un punct mare. Un joc bun făcut și în deplasare. Acum aș vrea să-i văd și pe Mioveni.
după schimbarea de antrenor... Vin și ei după egalul cu Craiova, puteau chiar să câștige meciul. Da, 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 un 2-2 frumos, un 2-2 frumos. Dar mi-e teamă că nu vom mai vedea așa exuberanță ofensivă cum s-a întâmplat în această etapă precedentă, atât în cazul voluntarului cât și în cazul Miovelului. Mă aștept să fie totuși o partidă închisă, pentru că vom vedea doi tehnicieni aliști care pun foarte mult accent pe organizarea defensivă. Adică nu văd partida aceasta să fie un 3-2, un 4-1. Nu vezi foarte oferta în punct de vedere al golurilor? Pentru una dintre cele două formații, adică așa simt la momentul de față. Pentru da, să cam mai simți noi, din toate punctele de vedere. Am zis, ne întâlneam săptămâna următoare, marți, mai am zis că poate să fie 1-1-0, cât e 4, 5, 2, 6, ce se întâmplă? Superliga a devenit atât de imprevizibilă, pentru că se întâlnesc echipe care au momentele lor într-o săptămână. De strălugire. Exact, după care reintră în această uzură și în această luptă, că pentru până la urmă fotbalul românesc a devenit mai mult o luptă decât un spectacol fotbalistic în marea majoritate a meciurilor. Să sperăm că de data aceasta ne vom înșela și vom vedea un spectacol pe stadionul Anghel Iordănescu în mai puțin de o oră. Așteptați cu nerăbdare, hai că mai avem câteva minute din emisiune, avem timp să vorbim despre toate partidele, stați liniștiți. Mergem tot astăzi de la ora 21 la Pitești, unde formația argeșeană întâlnește CSU Craiova. Un meci destul de interesant. Mi se pare că sunt împărțite destul de interesant partidele în această etapă. De cam interes, toate, bine, toate meciurile sunt echilibrate. Cred că CSU Universitatea Craiova nu se mulțumește cu un egal. Ținând cont că au făcut egal pe teren propriu cu voluntari, vin să recupereze punctele pierdute. La fel și cei de la FC Argeș. Dacă ne aducem aminte, parcă domnul primar a spus... I-a dat ultimatum, nu? Câte, nu mai știu câte puncte trebuia să facă. 7 puncte. Credeam că spui zero. Că nu mai știi câte ultimatumuri sau da. Și asta e adevărat, că am mai primit. Dar cert este că Argeș vine după 4 înfrângeri consecutive, Alice. 4 înfrângeri consecutive care au agitat și mai mult apele. Se dorește măcar repetarea performanței din sezonul trecut, dar la cum arată Piteștiul în sezonul acesta, mi-e greu că să cred că va putea prinde play-off-ul. Craiova nici ea nu se simte foarte bine. Ieșită dramatic din play-off-ul de Conference League, ar trebui să se focuseze pe ceea ce înseamnă campionat, dar iată că nu reușesc nici în Liga 1 să strălucească și vin la Pitești să își recupereze, așa cum spunea și de aceea, puncte. Doar că întâlnesc Argeșul într-un moment critic și o a cincea înfrângere consecutivă cred că ar fi fatală lor, Andrei Prepeliță, mai ales că știm acasă au această presiune a tribunei și este contestat de fiecare dată. Da, 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 de fiecare dată când joacă acasă. Dacă nu joacă echipa bine... Sau nu dă un gol repede, exact, imediat încep nemulțumirile în tribune, da. Din păcate, numai jucător a FC Argeș să nu fiți să joci acasă, din contră. Când abia aștept să joci acasă, da, să știi că e publicul lângă tine, să te împingă de la spate. Nu cred că ei își doresc să joace acasă, ținând cont că ce se întâmplă după, nu știu... 20-30 de minute dacă jocul celor de la FC Argeș nu merge bine în favoarea lor, bineînțeles. De ei depinde de aceea să reușească să atragă publicul. Ok, dar dacă, nu știu, poate faci o primă repriză mai slabă, asta nu înseamnă că trebuie să fii huiduit. Categorii nu. Până la urmă, această nemulțumire este în primul rând îndreptată către Andrei Prepeliță. Uite că avem în momentul de față și clasamentul prezent. Avem pe cei de la Universitatea Craiova pe locul 6 cu 18 puncte. Mai e un pic de recuperat pentru a-și atinge obiectivul. Să sperăm că nu o să fie ostil publicul argeșean vis-a-vis de contextul scandalului din trecutul Craiovei. Da. Așteptăm. Surprize! Stai puțin. Liniștește-te puțin! Pe locul 1, Dacian, eu am probleme cu ochii, nu... Păi dacă ai probleme cu ochii, pune ochelari, doar ce mai... Nu știi cine e pe locul 1, ce mai întrebi? Nu, dar vreau să-mi spui tu. Echipa pe care am... Echipa momentului, Alice, ar trebui să zic. Nu cred că e echipa momentului, că de la început a plecat lasă-l în forță. Lasă-l pe modestie, lasă-l. Dar voi nici nu sunteți acolo. Să vă spune Bianca-i să mai deruleze. Imediat, arăta pe tine să te vadă populația ce frumos ești. Și după aia imediat o să vedem unde ne aflăm și noi ceilalți, Ionuț, noi plebea. A, nu suntem acolo, suntem aici, Dacian, alături de tine, te susținem. Noi am depus un pic armele, uite. Dar... Ne bucurăm pentru succesul tău până la urmă. Sunteți acolo. Pare că eu stau cel mai bine dintre ceilalți, nu? Da, da, da.
Nu departe, dar... Hai că vedem care pe care săptămâna asta. Haide să trecem Aradu mai departe. Aradu pe 9, da, voluntariu pe 10. Bine, acum... Hai că vedem după etapa asta, vedem ce se mai întâmplă. Ucluj și Hermannstadt, Sibiu, cu siguranță. Iarăși vorbim despre o oarecare bătălie a orgolilor aici. Avem mâine de la ora 15. Hermannstadt cu o poziție în clasament și o spălărie. Două echipe care s-au întâlnit și în Liga a doua. Dacă ne aducem bine aminte, Hermannstadt a câștigat și atunci au luat punctele de la Cluj. Punctele de la Cluj și au mai avut nevoie, dacă nu mă înșel, doar de un egal cu Steaua. Da. Un egal cu Steaua, dar au câștigat pe final. Au avut cei de la Universitate, parcă 1-0 și au întors rezultatul. Hermannstadt au câștigat la Cluj. O să fie un meci foarte interesant. Sunt curios să văd Hermannstadt după prima înfrângere cum o să evolueze. Cum abordează lucrurile? Exact. Știu că voi spuneați la un moment dat că poate e nevoie de o înfrângere pentru a dezechilibra cumva lucrurile și a duce pe o pantă descendentă anumite rezultate, dacă dar poate nu va ferește, fi cazul. Dacă Doamne ferește o să aibă 3-4 eșecuri la rând, afunzi imediat în clasament și de sus de acolo imediat poți să te duci chiar pe 10-11. Da, până la urmă obiectivul lor este rămânerea și în sezonul viitor în Superliga Dacia. Da, asta cu play-off-ul este un vis. Ok, dar dacă... Sunt îndreptățiți să spere la cum ai ajuns arătat. Acolo, sigur, nu e sigur. Ca să fii mult mai liniștit? Fără discuție. Să fii mult mai liniștit, să nu mai ai grijă când se termină campionatul, să fii în play-off, să știi că indiferent de situație, ești în primele șase? E clar că pentru o echipă de genul Hermannstadt, obiectivul este acesta al rămânerii în Superliga și dacă îl atingi cu atât mai repede prin play-off, e mai liniște la echipă și poți și tu, bineînțeles. Și un caz excepțional. Exact, și poți trimite și jucători în vacanță, toată lumea are de câștigat. Însă întâlnesc cu echipa Universitatea care, în primul rând, a început să joace fotbal, așa cum am tot zis, pe ceea ce ar trebui să joace și pe ceea ce știu ei mai bine, să lase acel stil ofensiv și avântat pentru echipele care au această capacitate de a juca și să-și urmărească interesul de a acumula puncte, pentru că nici Cluj nu stă foarte bine în clasament, Dacian. Nu stau bine în clasament, sunt pe locul 14 cu deci 11 sunt puncte. Sunt, exact. Va fi pe interesant. Locul 14-11 puncte, deci au mare nevoie de puncte. Adică nu cred că i-ar mulțumi un rezultat de egalitate. Fără discuție. Haideți să vorbim de următoarea partidă. Rapid București întâlnește acasă FC Botoșani și știm cu siguranță că va fi un meci destul de tensionat așa din anumite puncte de vedere. Știm că la Botoșani lucrurile nu stau foarte bine, așa că vedem. Iar la Rapid trebuie să-și revină repede după ce s-a întâmplat etapa trecută, că e nazol. Da, după ce au aprins lanterna la Ploiești, Chindia, echipa care nu bătuse pe nimeni, a reușit să câștige în fața unui Rapid palid. Cred că cel mai slab meci făcut de jucătorii lui Adi. Dar întâlnesc un Botoșan care vine cu un antrenor care are sabia deasupra capului, Alice. Pentru că patronul Eftimea a ieșit și a spus clar, dacă nu facem un joc bun și pierdem în Giulești, nu am altă variantă decât să schimb antrenorul. Așadar, pentru Mihai Tejan este... Deci important să facă și un meci bun. Cred că dacă ar lua 3 puncte, s-ar uita. Asta spun, dacă ar juca cum a jucat, de exemplu, CFR-ul. La Praga? Ar fi o păsuire în ruleta rusească. 1-0. Ar mai câștiga un glonț, dacă îmi permiți această expresie extrem de plastică. Până la urmă, în momentul de față, Teja nu mai are nimic de pierdut. Ori merge în Giulești să arate că merită să rămână pe banca Botoșanului și să încerce ofensiv să joace, pentru că dacă va merge să se apere, presiunea publicului giuleștean va face ca Botoșanul să cedeze și am văzut că are probleme defensive în momentul de față. Eu i-aș lăsa să-i atace pe cei de la Rapid, dacă aș fi antrenorul celor la Botoșani. Să stea defensiv și să atace Rapidul? Da. Da, dar dacă e un gol, ce se întâmplă? Îi mai întorci tu pe Rapid în Giulești? Nu știu, eu așa... Adică, ok, noi am convenit că Rapid nu știe să atace. Sau cel puțin nu-i place să atace. Are sistemul acesta de a juca joacă foarte mult mai bine organizat. Joacă, exact, și contraatac. Exact, joacă dar mult mai bine. Dar au în spate un stadion plin, Dacian, și momentul în care Rapidul joacă acasă se transformă. Nu mai este echipa aceea. Aduți aminte Rapidul când a jucat cu Mioveni. Greu, foarte greu au reușit să întoarcă rezultatul. Și cu un om în plus. Da? Ne aducem aminte. Da. Și pozițional nu dar cred că în momentul Botoșanul de față... Botoșanul știe să se apere, asta te întreb.
Ești nevoit. Da. Ești nevoit. Ce să te zică, adică, măi, acum? Cred că contează de la meci la meci. Într-un meci poți să ataci într-un... Bun, dar te-aș întreba pe tine, tu ca antrenor, când ți se spune dacă nu bați în giule și pleci, cum te duci și abordezi meciul? Defensiv sau ofensiv? Frumos. Sau echilibrat? Echilibrat. Adică încerci să nu te arunci totuși. Depinde, asta spun, depinde și cu ce echipă joci. Contra... Păi, în giulește. Ok, joci împotriva Rapidului, te-am spus părerea mea. Din punctul meu de vedere, eu aș juca, nu știu, ai cedat terenul 5-4-1 sau... Nu m-aș duce să, atac în Giulești. I-aș lăsa pe ei să mă atace. Și mai un aspect. Totuși, Rapidul vine după o înfrângere rușinoasă și mă gândesc că în fața unui public dornic să spele această rușine de la Ploiești, încerci să pui tu presiune și să vezi dacă adversarul cedează repede sau nu. Eu cred că dacă Rapidul înscrie prima, îi va fi greu Botoșanului să plece cu puncte din Giulești. O să vedem. Sigur. O să vedem. Uite ce relaxat a fost. Mie îmi place gândirea lui, pentru că și eu sunt de acord. Rapidul, dacă vrei să o surprinzi, nu trebuie să o lași să joace ceea ce știe să joace. Și noi am convenit că Rapidul știe să joace contra. Foarte liniștit sunteți astăzi. Da. Așa mi se pare că e un zen în întreg platou. Eu dorm liniștită aici la mine în colț. Îmi place foarte frumos. Mai venim. Da, exact. Nu mi-ați mai spus de mult unde plecați, dar vă hotărâți mai târziu. Hai să terminăm, că vorbim la sfârșit. Ai pregătit? Iar o să pui după aceea presiune pe noi, hai, dai cu biciu pe noi, două minute, șoptește în cască Bianca. Hai, de spune la aia să tacă o tată din gură, să termine. Să știi că Bianca niciodată nu spune așa ceva. E, nu. Că vă spun eu vouă, e altceva, dar Bianca nu spune ceva niciodată. Chiar nu. Sepsi și Farul Constanța. S-a auzit? S-a auzit la toată lumea? Bun, Farul Constanța. Echipa de pe locul 1, Farul Constanța. Echipa pe care am pariat eu. Pe care, de exact, pe care tu, Dacian, ai mizat în competiția noastră internă, că cine știe cum, nu plătești de masa. La sfârșitul campionatului. Lasă că pune la masă, ai altă masă de plătit. Hai, lăsați. Ia spune, maestre, scena aia dumneavoastră, vă rog. Aștept foarte greu la Sfântul Gheorghe, încărcătură emoțională, totul. Un meci foarte greu. Sincer, cred că chiar dacă au jucat, nu știu, și cu FCSB-ul și cu CFR-ul, cred că au cel mai greu meci acum. Farul, iartă-mă, are un final de tur greu. Va întâlni și Rapidul. Vezi ce încurci că... Da, are și cu Sepsi în deplasare. Așadar, vom vedea exact cum va încheia Farul. Asta spun. Mi se pare un meci foarte greu la Sepsi. Mi se pare un meci foarte greu la Sepsi. Acum... Să vedem și pe cei de la Sepsi cum o să abordeze acest meci, ținând cont că joacă acasă, dar ei au fluctuații așa, au jucat bine, apoi iar au scăzut randamentul lor, acum iar, din punctul meu de vedere, sunt într-o ușoară creștere. O să fie un meci foarte interesant cu două echipe care joacă fotbal, care au o posesie foarte bună, da? Și cei de la Sepsi, mai ales când joacă acasă, și Farul Constanța. Știm foarte bine că, indiferent dacă joacă acasă sau în deplasare, le place să aibă posesia. O să fiu foarte, foarte atent la acest meci și sper să... La ce oră e meciul? Asta voiam să-ți spun că... Scuzați-mă, voiam să te întreb. Cum o să fii atent că e la 15:30? Într-o zi de duminică, poate ai treabă. N-am treabă. N-ai treabă? Că nu o să am treabă. Și dacă, mă uit pe telefon. Mă uit pe telefon că am... tras o aplicație și văd toate meciurile. Ai abonament frumos. Am abonament, burghezie. Plătesc, sunt pe burghezie. Cert este că mă aștept să vedem goluri, pentru că sunt două echipe cu apetit ofensiv. Să nu uităm, Sepsi vine după cel mai mare scor al campionatului administrat acum câteva etape a Argeșului. Cu 7-0, că am uitat. Botoșaniului, da? 7-0. Farul continuă și marchează în aproape fiecare meci, chiar dacă a câștigat cu puțină șansă împotriva UTE etapa trecută, a arătat o forță și are în Denis Alibec un atacant în formă în acest sezonalist și este un câștig și pentru echipa națională până la urmă. Așadar, goluri fără discuție la Sfântul Gheorghe între Sepsi și Farul, sper eu, în ambele porți. Ai grijă ce spui, că rupi prietenia cu Varga. Poate bate Farul 3-1, dar eu nu cred că va fi un meci în care să vedem goluri doar într-o poartă.
Sau poate bate sepsii 3-1 și vedem ce se întâmplă. Cum intră în platou. Nu mai. Gata. Hai că vedem ce se întâmplă. Na, le urăm succes ambelor echipe. Partida mult așteptată dintre Petrolul și FCSB. Dacă în contextul acestui rezultat de 5-0 venit de seara trecută, cei de la FCSB nu reușesc să câștige la Ploiești, cred că avem probleme mari. Vor intra cei odihniți. Și cred că o să avem probleme mari, Alice și Ionuț, și cu antrenorul. Din ce am citit în presă, dacă nu o să reușească să câștige. A fost o speculație sau a fost o declarație care să dea de înțeles așa ceva? Care dintre antrenori? Nu, vorbim de... Nicolae. Nicolae Dic. Da, nu cred că este în pericol. Pe cine ar veni la FCSB în momentul de față, Dacian? Ce crezi că nu sunt? Da, e liniște. Antrenori care sunt în joc de gleznă și doresc să antreneze FCSB-ul? Fără discuție, însă până la urmă, întrebarea mea către tine ar fi, crezi că mai este perioada aceea de garanție în momentul de față, că nu mă implic la echipă sau a expirat? Mai vorbit de asta de 100 de ori. Nu sunt acolo în cadrul clubului. Care e părerea ta? Ți s-a părut că ultimele meciuri sunt strict deciziile antrenorului sau sunt și mixtiuni? Mi-aș dori să cred că da. Să zicem că da, să sperăm că nu, cum era o vorbă la televizor. Până la urmă nu cred că este o favorită la acest meci. Din punctul meu de vedere nu este favorită FCSB-ul. Asta spun și eu. Nu este favorită FCSB-ul. Se pare că vine favorită să câștige la Ploiești în fieful unei echipe care va juca cu casa închisă. Alice, au avut o strategie interesantă și au vândut pachete, adică două meciuri acasă au fost cuprinse într-un singur pachet, așadar vor juca cu casa închisă și cu FCSB. Bine, oricum la Ploiești aproape toate meciurile se umple stadionul. Da, e ofertant și stadionul e frumos și publicul e destul de numeros, adică... Și un stadion frumos. Au context frumos. Cu totul, da. Cert este că Petrolul are o eclipsă de formă, dacă îmi permiți. Sunt trei înfrângeri la rând. Și e eclipsă și luna asta, ce zic? Da, lucru care nu s-a mai întâmplat nici în debutul campionatului, când au pierdut vreo două la rând. Însă au șansa să se reabiliteze în fața suporterilor, pentru că există totuși o rivalitate între Petrolul și FCSB în momentul de față. Așteptăm să vedem. Mai ales se mai întâmplă, dacă ce se mai petrece. Înving, există posibilitatea să-i lase mult în spate în lupta aceasta de a prinde play-off. Păi, dacă îi și înving pe cei de la FCSB, FCSB-ul rămâne cu 11 puncte, la egalitate de puncte cu cei de la UCLUJ. Și Petrolul ar face 20, nu? Petrolul 20, da. Da. Și ar fi 9, chiar dacă FCSB rămâne în continuare cu două partide în minus. Partide grele despre care vorbeam, adică da. Nu văd FCSB să bată CFR-ul la felul în care arată momentul de față. Pentru că Botoșaniu. Dacă nu mă înșel, cred că joacă la Botoșan, trebuia să joace atunci la Botoșan când s-a amânat. Deci au două... Făceam o comparație la forma pe care o arată. FCSB are o formă slăbuță, CFR pare că și-a revenit. Botoșaniu încă este acolo. Vom vedea dacă această restanță îl va mai prinde pe Mihai Tejea pe bancă. Așteptăm să vedem cum se desfășoară această etapă. Mai avem două partide despre care trebuie să discutăm. FCU Craiova întâlnește acasă Chindia Târgoviște. Chindia vine după această revenire de forță, după acest rezultat pozitiv cu cei de la Rapid, iar pe partea cealaltă, cei de la Craiova cu siguranță își doresc să recupereze din punctele pierdute. Știm că au obiective mărețe, știm că au, nu-i așa, declarații în consecință. Da, să știți, Chindia merge nu știm la... Nu mai zicem la ce să ne așteptăm, că la, uite ce s-a întâmplat. Merge la Craiova cu un moral foarte bun, ținând cont că au reușit să învingă acasă, dacă putem să numim acasă pentru Chindia. Au reușit să-i învingă pe cei de la Rapid. FCU Craiova în scădere de formă. În scădere de formă, cred că sunt și multe discuții acolo în... Angrenajul echipei, administrativ, cred că nu e totul roz acolo. Dar crezi că această plecare a lui Companiu a afectat atât de mult fotbalul acesta ofensiv pe care îl practica FCU? Era unul dintre cei mai buni. Companiu, cred că era și capitanul echipei. Era capitanul echipei. Se bazau foarte mult pe Companiu. Și făcea jocul Craiova pe el? Da, da. Ținea foarte bine de minge, știm foarte bine, adică cunoaștem pe Companiu. Știi și la FCSB, până la urmă a reușit să marcheze de 4 ori de când a venit. Da, dacă nu mă înșel, parcă 2 din 11 metri, nu? Da, da. 2 din 11 metri, dar este o pierdere pentru cei de la FCU Craiova.
Și până la urmă, Craiova în continuare este datoare, Alice, pentru că acolo investițiile sunt mari, se dorește acest play-off atât de râvnit de familia Mititelu. Și chiar dacă patronul Adrian Mititelu a ieșit și l-a susținut pe antrenorul Marius Croitoriu, mi-e teamă că dacă aceste rezultate vor întârzia să apară, și scaunul acestuia va fi în pericol și există riscul să nu-l vedem în retur pe banca Craiovei. Dar nu știu ce să zic. Avem destul de multe semne de întrebare vis-a-vis de antrenori. Parcă de la etapă la etapă se tot întâmplă câte ceva. Ba într-o direcție, ba în cealaltă, un antrenor undeva se speculează că ar trebui să plece sau că va fi dat afară. Dar poate nu va fi cazul de data aceasta. Totuși sunt curios să văd Chindia. Două dacă... victorii au până acum, unul în cupa, unul în campionat. Da, sunt curios să văd dacă o să-și mențină tonusul ăsta bun pe care l-au avut cu Rapidul. Și stilul, să vedem cum vor aborda, dacă se vor duce să se apere sau vor încerca să pună probleme de aceea. Da, și eu sunt curios. Știm foarte bine că Craiova este o echipă la fel ca și Farul Constanța, care joacă foarte bine. Puncte. Le place mereu să aibă mingea la picior. Da. Adică au o posesie foarte bună cei de la FCU Craiova. La FCU se fac multe greșeli. Multe greșeli individuale, da. Și costă. I-au costat mereu, adică nu prea te-a iertat adversarul. Cum ai greșit, cum ai fost taxat. Pentru că au fost greșeli foarte mari. Din păcate pentru mai lui, da. Pe linia și de nici noi, ca antrenori, ce să pregăti, ce să antrenezi? Adică nu cred că acolo este problema antrenorului când face o greșeală de genul ăsta. Ajungem și la ultima partidă și ne mai rămân chiar și minute. Mai avem timp așa de o discuție, de o poveste, de o atenție. UTA Arad întâlnește acasă CFR Cluj. Ionuț, tu ești cel care a mers pe mâna celor de la Arad, dar este o partidă de... Ești amărât rău de tot, nu asta e... La un astfel de început de campionat. De fapt, am ajuns deja mai mult de o treime din campionat, ca UTA să arate parcă la fel. Nu văd nicio îmbunătățire. Avem etapa cu numărul 13 deja. Pentru prietenul nostru, Ilie Poenaru, nu văd nimic diferit la UTA față sezonul trecut. Ba mai mult, dacă aș putea să fiu corect până la capăt, aș spune că a regresat un pic, mai ales la meciurile de pe teren propriu, unde și-a pierdut din organizare, și-a pierdut din elan și nici rezultatele acasă nu au mai venit așa cum se întâmpla în sezonul trecut. Da, să știi că ai dreptate, Ionuț, ei jucau mult mai bine acasă. Mult mai bine acasă și vedeam foarte, dacă ne aducem aminte, foarte multe ocazii aveau. Și punctele și le luau de acasă. Da, acum de acasă, pare da. Că nici acasă nu mai sunt o forță, iar de deplasare nici nu mai are rost să discutăm. Singurul altu al Lutei ar putea fi această stare de oboseală pe care noi o tot acuzăm când avem un șir de 2-3 partide la o săptămână al CFR-ului. Pentru că CFR vine puțin obosită. Însă vom vedea dacă această victorie pe care a obținut-o împotriva Slaviei dă mult mai multă încredere și relaxare CFR-ului. Bine, o să vedem și mulți jucători noi, cred. Iar că la CFR. Iar schimbări, nu? Fără discuții. Adică și cred eu că da. Minim 6-7 schimbări. Cred că o să... Doar că știi ce am observat, Dacian, la CFR nu sunt aceste diferențe foarte mari între prima echipă și a doua. Ori joacă bine și prima și a doua, ori joacă prost și prima și a doua. Corect. Cum am văzut la FCSB. Adică la FCSB a intrat echipa a doua, a fost pulverizată în Danemarca. Din nou, 3 schimbări la pauză, fără să aducă niciun plus. La CFR, parcă în momentul în care lipsesc 3-4 jucători, nu sunt atât de mari diferențele încât să zici că pierde sigur partida. Sunt cam de același nivel exact. La CFR jucători. Și mai sunt cam acest de același al experiențe, pentru că în continuare CFR are mulți jucători cu experiență în lot. Da, și eu sunt curios să văd această partidă. Vreau să văd CFR-ul cum o să se descurce, pentru că în campionat cam scârție CFR-ul. Dacă ne aducem aminte și etapa trecută, au câștigat minutul 90, nu? Ceva de genul. E scârție, nu scârție, locul 4, tot locul 4 e. Da. Pentru Dan Petrescu nu este o problemă că câștigă 1-0 sau, nu știu, marchează... Și ce minut câștigă. Exact, că marchează în minutele de prelungire. Exact. Important sunt punctele, dar vorbeam așa, ca aspectul jocului pentru cei care privesc meciul ca un simplu telespectator. Hai că e o etapă interesantă. Mi se pare o etapă foarte interesantă din toate punctele de vedere, chiar toate meciurile. Să vedem cum o să abordeze meciul, ținând cont că după acest meci, dacă nu mă înșel, CFR-ul joacă returul cu Slavia Praga. Cu Slavia Praga, da. Tare curios sunt să văd
va găsi Dan Petrescu soluția respectivă. Siguranță va găsi. De alte părți, el este cel care decide 100% la CFR. Am un pachetaj pe ziua de astăzi. Îți place? Da, e senzațional, colega. Dar e vineri, măi, trebuie să fim mai relaxați. Chiar e vineri. Și mai avem destul de mult, adică putem să ne mai relaxăm puțin. Uite, așteptăm meciurile acestea. Te mai țin un pic, ca să n-ai foarte mult timp de așteptat până la prima partidă din Superliga, cea dintre Voluntari și Mioveni, ca să nu zici după aia că te țin pe aici, că te plictisești. De dedicație, Alice, știi. Lasă-mă, are pauză înainte, poate să ducă să-și ia un suc, adică toate acolo, condițiile ți le ofer. Avem toate opțiunile acolo în birou. Da, cafea cu lapte nu mai e. Păi nu mai bea cafea la ora asta. Nu mai bem cafea la ora asta. Dar ar mânca ceva, sigur. Îl cunoști. O cină mai devreme așa n-ar refuza, să știi. N-ar refuza, da. Deci să ne apucăm de asta. Bun, săptămâna viitoare să fiți cu minți, da? Am înțeles că e adevărat? Da, eu nu sunt nu, așa, dar este colegul meu, nu, Ionel. Nu. Sunteți și voi aici prezenți, să fiți cu minți. Suntem peste tot exact acasă, Alice. Sunteți peste tot. Bine, dragilor. Mulțumesc tare mult. Gata. Asta concediu a fost. Plăcut. Gata. Mulțumesc. Ce să mă ia 12 la concediu? Ne vedem săptămâna viitoare la Sport Arena la zi de la ora 17 și mâine dimineață de la 10:30. Un weekend frumos tuturor. Rămâneți cu Metropola TV.